Scumpirile la gaz și energie împing pe marginea prăpastiei companii mari din țară cu mii de angajați. Câteva fabrici își vor reduce drastic producția și implicit oamenii vor intra în șomaj tehnic. Una dintre acestea este Alroslatina, singurul producător de aluminiu din țară. Astăzi, muncitorii de pe mai multe platforme industriale au ieșit disperați în stradă. ...1500 de muncitori din cei 5000 de la Alroslatina au fost anunțați că vor fi trimiși în șomaj tehnic. Compania lor, una dintre cele mai mari și vechi din țară, nu-și mai permite să producă aluminiu la prețul actual al energiei. Până acum s-a oprit în toată electroliza în jur de 90 de cuve. Oprirea definitivă a acestei hale va dura în jur de 10 zile. Ceea ce înseamnă că producția de aluminiu va scădea de la 200.000 de tone la 80.000. Iar oamenii sunt disperați. Tot ce au putut face a fost să protesteze în fața combinatului. Ne este teamă pentru pierderea locului de muncă. Mai avem rate la bancă. N-avem unde să ne ducem. Nu știm ce om face. Implicit, toate companiile din țară care depind de activitatea de la Alro vor fi afectate. În primul rând, industria siderurgică, mândria industriei grele românești cândva. O reacție în lanț care va duce la nesiguranță și șomaj. Noi fiind un combinat siderurgic, ne afectează creșterea prețului la gaze și la energie, deoarece suntem obligați și noi să creștem prețul la produsul finit. De altfel, de frică să nu se închidă și singura rafinărie de alumină din România, 300 de angajați au protestat și la Tulcea. Cea mai mare parte a aluminei fabricate la Tulcea este utilizată chiar de Alro pentru producerea aluminiului. Nu este posibil să-ți faci un plan de afaceri cu diferențe atât de mari între prețul de la o zi la alta, prețul de la oră la alta. Probleme sunt și la combinatul Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte utilizate de agricultura românească. Aici producția a fost oprită din luna decembrie din cauza gazului prea scump. Este una dintre soluțiile pe care le-am luat în calcul încă de la început, șomajul tehnic. Totul depinde de ceea ce se întâmplă în piața gazelor naturale, dar și de deciziile pe care le pot lua autoritățile. La Azomureș, unul dintre cei mai mari consumatori de gaz din țară, factura a crescut cu 500% față de luna trecută. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.